sul mandato lui del presidente a Romania. O visita de lucru la Bruxelles, la instituțiile europene și euroatlantice. Am dorit astfel să subliniez importanța pe care o acordă țara noastră consolidării profilului său european ca stat membru al Uniunii Europene și ca membru NATO. Voi avea întrevederi cu președintele Comisiei Europene, domnul Jean-Claude Juncker, cu președintele Consiliului European, domnul Donald Tusk, și cu secretarul general NATO, domnul Jens Stoltenberg. În cadrul discuțiilor voi aborda teme de interes deosebit pentru România în relația sa cu organismele europene și cu NATO. România se află deja în al 8-lea an de apartenență la Uniunea Europeană. Instituțiile noastre sunt în mod substanțial consolidate, iar contribuția noastră la proiectul european trebuie să fie una pe măsură. O prioritate a mandatului meu va fi aprofundarea integrării europene. Voi transmite cu claritate acest mesaj. Vom discuta despre pașii pe care România trebuie să-i facă pentru această integrare aprofundată și pentru a-și lua în primire mai bine rolul de membru NATO. Vă mulțumesc!